Deci azi ai de făcut 5 joculeți. În primul rând facem propozițiile cu punct, semnul întrebării, semnul exclamării. Prima propoziție era cu o imagine care copiii erau la munte, da? Hai să facem o propoziție. Știu! Hai zi! Copiile plac să meargă la munte. Copiile plac să meargă la munte, da? Da. Copiile plac... Copiilor le plac. Ce? Copiilor le place să meargă la munte. Avem. Ai răbdare. Și acum numărăm câte cuvinte sunt într-o propoziție. Una, două, 3, 4, 5, 6, 7. 7, da? 7 cuvinte, da? Putem să număr până la 10. Deci asta e o propoziție cu punct la final, da? Următoarea era... Exclamare. Da, semnul exclamării, copiii care se jucau în parc. Copiii le plac. Să meargă la parc. Ce frumos se joacă copiii în parc. Mhm. Noi exclamări îi punem așa. Ce frumos se joacă copiii în parc, da? Da. Ce? Frumos se joacă copiii în parc. Acum semnul de întrebare. Da, da, trebuie să numărăm câte cuvinte sunt în propoziție. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. 7 cuvinte. Acum semnul întrebării. Așa. La semnul întrebării era un copilaș care era la mare cu sucul și cu... fructele, da? Ia să vedem o propoziție. Știu. Hai. Copilul vede de păsări? Copilul vede păsări la mare? Nu? Da. Copilul vede păsări la mare? Adică ai uimit, da? E o întrebare, da? Haideți să numărăm cuvintele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei. Uită-te. 1, 2, 3, 4, 5. Deci avem 5 cuvinte, da? Deci ăsta e primul joc, da? Al doilea joc era să alintăm și să vedem câte silabi au. Și avea... Ai pinuță. Ai răbdare. Da. Era albină. Albinuță. Deci o alință albinuță, da? Da. Încă am găsit cea mai drăguț numele alință. Așa, după aia era nor. Norisă. Nor. Îl punem norișor, da? Eu le găsesc pe cele mai drăguțe. Așa, și după aia mai era și floare. Floricică. Am găsit cele mai drăguțe? Nume? Da. Haideți să vedem câte silabe au. Începem cu albină. Una. Despartem silabe, albină. Albină. Deci are 3, da? Una. Două, trei, da? Hai. Albinuță. Hai, desparte în silabii. Albinuță. Albinuță, da? Câte silabe are albină? Albinuță. Dar uite-te aici, la liniile mele. Albină. Da. Trei. Și albinuță câte silabe are? Albinuță. Patru. Patru, da? Deci punem aici 3,
foarte frumos, da? Începem aici, nor. Nor. Deci nu se poate desparte, da? Punem doar o linie și punem aici unul, da? Și acum despărțim norișor, da? Norișor. Dar desparte. No. Da. Ri. Da. Sor. Câte silabe are? 3. 3. Punem aici 3, da? Floare. Desparte în silabe. Floare. Floare. Câte silabe are? 2. Și despărțim în silabe floricică. Floricică. Îl despartim în floricică. Flo. Are 3 cuvinte. Ci. Are 3. Ia mai zi o dată. Hai. Flo. Ri. Ci. Câte are? 4 cuvinte. Are 4 silabe, da? Cuvinte, cuvânt e doar floricică. Asta e un cuvânt, da? Da, doar că proianțarea cele mai drăguțe. Ok. La al treilea era un niște cuvinte, să tragem linii în dreptul cuvintelor cu aceea silabă, da? Era așa, casă, casă, vază, vază, masă, masă, macara, macara, cană, cană și vacă. Era senor. Nu, senor. Aici nu era nor. Și acum tu trebuie să tragi linii în dreptul cuvântului care are aceea silabă la început. Hai, ia creionul. Asta că tare. Nu, dar uite, eu îți arăt aici. Fâlă, e o sila, îi, nu. Uite, îți arăt aici mai întâi, da? E ca, să. Prima silabă e ca, da? Și tu aici trebuie să cauți aceea silabă la început. Cum e asta? Ca, da? Hai, te rog frumos. Trage linii, da? O să dăm după ce terminăm temele. Așa, foarte bine. După aia e vază cu... Haide, trage tu liniile, da? Vază cu vacă, masă cu macara. Deci vezi, casă, cană. Vezi? Are aceeași silabă la început, da? Uite, vază, va-că, da? Uite, ma-să, uite, ma-ca-ra. Ai văzut? Așa, ăsta era al treilea joc. Al patrulea era cuchenarul ăsta care trebuia să vedem câte silabe au fiecare, da? Deci aici vin silabele care au, ai răbdare, care au doar o silabă, aici care aveau două silabe, aici care erau cu trei silabe, iar două silabe și aici o silabă, da? Începem cu primul. Nor. Începem cu primul care e căpșun. Hai să-l despărțim în căpșun. Căpșun. Trei. Două. Deci căpșun, da? Deci am pus căpșun, da? Am făcut unul. Mac. Desparte-l în silabe. Mac. Unu. Mac, da? Mac. Am făcut și pe asta, da? Soare. Soare. Câte silabe are? Soare. Câte silabe are? Trei. Ia mai desparte o dată. Soare. Câte Două. Are? Așa. Deci am pus și soare. Nor. Nor. Una. Nor. Deci am pus și nor. Pepene. Pepene. Trei. Pepene. Iarbă. Iarbă. Câte? Două. Bun. Ochelari. Ochelari. Hai, desparte în silabe. Ochelari. Trei. Ochelari. Trei. Floare. Floare. Desparte în silabe. Floare. Trei. Câte are? Floare.
Câte silabe are? Două. Așa. Mai e doar una, e ușor. Fluture. Fluture, trei. Dar ia desparte-l în silabe. Fluture. Așa. Fluture. Așa, așa, la al cincilea joc era ai soare, pasăre, fluture și albină. Și să tragi linii înspre litera care începe cuvântul. Ai făcut una asta și doi ori. Din cauza că ăsta e primul joc, al doilea joc, al treilea joc, al patrulea joc și aici e al cincilea joc. Deci avem cuvântul soare, tragi spre litera care începe cuvântul soare. Da. Haide, trage cu creionul. Să! Haide. Ei. Unde ai? Caută-l. Oh, cu să, cu să. Da, du-te înspre cuvânt. Așa. Pasăre. Pa. Fluture. Așa, albină. Dar de ce trebuie să te duci în pătrat și nu tragi de-a lungul? Tu faci bine, dar du-te de-a lungul, că altfel te duci și greșit. Ce faci, mami? Așa, așa, bravo, bravo. Făcut bine, bravo.